Anul acesta a fost marcat de numărul mare de persoane ajunse la spital cu mușcături de căpușe. Conform declarațiilor făcute de medicul Tiberius Brădețan, peste 300 de persoane au ajuns la spital mușcate de căpușe, 4 dintre acestea fiind diagnosticate cu boala Lyme. Acest sezon am avut un număr foarte mare de persoane care au venit mușcate de căpușe. Până la această dată am repertoriat 318 pacienți care s-au adresat Spitalul Județean Suceava, fie în primă fază în unitatea de primire a urgențelor pentru a fi extrasă căpușa, fie direct la serviciul de boli infecțioase, unde se inițiază tratamentul și se primesc sfaturile medicale pentru a urma celelalte investigații. Este vorba în continuare doar de 4 persoane confirmate cu boală Lyme, sau mai bine zis cu prezența borelii în sânge, deci un număr sau un procentaj redus, dar mai așteptăm încă probe serologice pentru că acestea se recoltează la 3 săptămâni de la mușcătura de căpușă și sunt trimise la Institutul Cantacuzino la București, deci durează un pic mai mult până când avem rezultatul. Este posibil să mai avem astfel de persoane în săptămânile următoare care să fie confirmate cu boala. Totodată, medicul Tiberius Brădețan a precizat că la spital au ajuns persoane care prezentau pe corp mușcături multiple, oamenii procopsindu-se pe corp cu 3-4 căpușe. Niciodată până acum nu am mai întâlnit astfel de pacienți. Într-adevăr, pe corpul lor se pot găsi 3-4 căpușe în același timp care se hrănesc, dovadă că vin din zone unde contaminarea este foarte puternică.